Procurorul șef al Curții Penale Internaționale a declarat luni că solicită mandate de arestare pentru liderii israelieni și Hamas, inclusiv pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, în legătură cu acțiunile lor în timpul războiului de 7 luni dintre Israel și Hamas. Karim Khan a spus că el crede că Netanyahu, ministrul apărării Yoav Gallant și 3 lideri Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif și Ismail Haniyeh, sunt responsabili pentru crime de război și crime împotriva umanității în fâșia Gaza și Israel. Procurorul trebuie să solicite mandatele unui complet de 3 judecători, cărora le ia în medie 2 luni să analizeze probele și să stabilească dacă procedura poate merge mai departe. Anunțul lui Khan este un gest de presiune asupra lui Netanyahu, deoarece adâncește izolarea Israelului pe măsură ce își continuă războiul, iar amenințarea cu arestare ar putea îngreuna călătoriile în străinătate pentru liderii israelieni. Israelul se confruntă de asemenea cu un caz sud-african la Curtea Internațională de Justiție, care acuză Israelul de genocid. Israelul neagă aceste acuzații. Soldații israelieni din Gaza, care luptă împotriva eforturilor Hamas de a se regrupa în nordul Gazei, au găsit arme în interiorul unei locații folosite de ONU, au declarat luni forțele de apărare ale Israelului. Soldații au găsit arme în interiorul unei clădiri a Agenției de Ajutor și Lucrări a ONU din Jabalia. IDF nu a detaliat numărul sau tipul de arme găsite. UNRWA, care sprijină refugiații palestinieni, este în centrul unui scandal diplomatic uriaș de luni de zile, oficialii israelieni cerând ca agenția să fie retrasă din Gaza și să nu mai fie finanțată, pe fondul dezvăluirilor că membrii personalului agenției au participat la atacurile Hamas din 7 octombrie. Cea mai mare bancă din Israel a înghețat contul UNRWA în februarie din cauza transferurilor financiare suspecte pe care agenția nu a reușit să le explice în mod adecvat. Forțele israeliene au descoperit un complex Hamas situat direct sub sediul UNRWA din orașul Gaza. Serverele computerelor aparținând Hamas au fost conectate direct la sistemul de electricitate al UNRWA. Între timp, operațiunile militare au continuat în centrul Gazei și în zona Rafa, din sudul Gazei, unde tancurile israeliene au eliminat mai mulți teroriști și au distrus facilități militare și depozite de arme. Fostul ministru de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat presei de stat că embargoul SUA asupra pieselor de aviație a cauzat prăbușirea elicopterului fabricat în SUA și astfel Statele Unite sunt de vină pentru moartea președintelui Ebrahim Raisi în accidentul de elicopter de duminică. Președintele iranian a murit când elicopterul său Bell 212 de producție americană din anii 1960 s-a prăbușit. Vorbind cu presa de stat iraniană, fostul ministru a spus, cităm, una dintre cauzele acestui incident sfâșietor este America, ce, prin embargoul impus asupra vânzărilor de piese de aviație către statul islamic Iran, a provocat martirajul președintelui și al însoțitorilor acestuia. Aceasta este o crimă a Statelor Unite ce va fi cu siguranță înregistrată în mintea poporului iranian și în istorie. Deoarece Iranul nu are legături cu Statele Unite de peste 40 de ani, mulți se întreabă de ce conducerea statului iranian continuă să folosească avioanele americane și nu pe cele dezvoltate de aliații săi precum Rusia și China. O activistă pro-viață găsită vinovată de încălcarea legii federale pentru că a încercat să prevină avorturile la unitatea Surgery Clinic din Washington a fost condamnată la aproape 5 ani de închisoare. Conform CBN News, în octombrie 2020, Lauren Handy și alți 9 activiști pro-viață au organizat un protest la o unitate de avort. Ei au cântat, s-au rugat cu voce tare, blocând intrarea personalului unității în clădire ca mijloc de a, cităm, întârzia uciderea copiilor. Grupul pro-viață a fost acuzat în august anul trecut de Departamentul de Justiție, condus de Biden, de, cităm, conspirație pentru a interfera cu drepturile civile și încălcarea legii privind libertatea de acces la intrările clinicii. Lauren Handy a fost condamnat oficial săptămâna trecută la 57 de luni de închisoare plus 3 ani de supraveghere pentru eforturile ei de a încerca să salveze viețile bebelușilor nenăscuți. Vestea condamnării lui Handy a înfuriat comunitatea pro-viață, care susține că administrația Biden a transformat Departamentul de Justiție în armă pentru a sprijini agenda pro-avort promovată de el.